Roxana și cu Nuna, ce să vorbesc? Roxana și cu Manuela, tot vin și dau cu pere în mine. Da, m-a jucat în scuturătoarea cu el și el a stat așa. Eu m-am dus și am dat cu pere la cap și el a stat așa, băiat. El nu s-a jucat, noi suntem de vină, că am dat eu cu pere în voi. Vorbește pe un tuș. Vorbește pe un tuș. El e cel mai cuminte. Te-am alergat pe tine cu pernă. Lasă-mă, mă facem video special pe grână să vedem ce reacție ai și cum știi cum te hlizești. Să vedem dacă îți place sau nu. Că tu ești la cel mai cuminte și stai. Mie mi-e place, nu mi-a rugat cu pernă. Am venit eu și stai să-mi dai cu pernă la mine. Lasă-mă, nu ai zis. Ce am făcut? Ce am făcut? M-am dus și îți place. Nu ai să spun eu. M-am dus aici la bucătărie și am venit cu Manuela și să-ți dau cu perele mine. M-am întors cu spatele. M-am întors cu spatele și să-ți dau cu perele mine. Lăsați vrăjeala, că așa am făcut și și la fel. Te-am tras de cămașă, nu te-am șters. Păi și vrei să stau în picioare? Unde vrei să stau? Păi că stau. Dar nu trebuie să mi-ți dai cu pena mine. Eu zic bună ziua și atât. Nu mai te da. Păi nu mă dau. Nu mai băgați așa cu mine. Bă, tu nu mai te da tu așa cum ai bă. Doamna mea, eu zic de asta vreau. Dacă nu-și plăcea în noia, de ce faci? Nu faci. Dar ți-am făcut ceva. Bă, te-ai zis că sunt disperată după asta. Dar știu că nu ce faci. Dar nu e ca și cum sunt noi disperată după asta. Dar ți-am zis ceva. Am zis, hai să... Așa o dai, bă, nu, așa o dai, Marius, are dreptate. Că și pe mine m-ai pus în ipostaza asta de multe ori. Astăzi ți-am făcut eu ceva. Păi da, uite-te tu în ochii mei, că am venit eu să băi Manuela, că râzi. Uite-te în ochii mei, uite-te aici, lăsați-mă în pace. Hai, lasă vrăjala. Ai cuvântul meu că o să vă jignesc. Dacă nu încetați, vă jignesc, pentru că fata asta se supără, frate. De ce? Că nu încetați odată cu asta. Că te joci cu noi? Ce să încetăm? Că mă joci cu noi și ești o revictimă? Dacă eu v-am jucat să nu ne mai jucăm. Deci așa a fost și atunci pe hol, că eu alerg disperată și mă ieșesc. Păi e filmare, am filmare. Păi e filmare și după mine. Vezi cum a alergat până afară, în parcare, în partea aia. Nu contează, că tu ai bărbat. Ba contează, ba contează. Dacă mi-am spus un bărbat, nu mai ce jucat cu mine. Vrei să le jignezi sau cum? Vrei să le jignezi sau cum? Vrei să le jignezi? Nu chiar vă spun, nu vă mai jucat. Ce nu înțeleg? Doamne ferește. Bianca, ești imparțială de obicei. M-am jucat eu cu ele astăzi. Au alergat după mine în bucătărie și au dat cu perne, m-au întors cu spatele și mi-a dat cu perne în cap. Ce să fac să le jignezi? Vrei să te jignezi? Serios? Nu, nu vreau să te jignezi. Pe cuvânt. O să te jignezi data viitoare. O să te jignezi. Dar jignește-mă acum. Ce mă tot faci tu pe mine că mă jignezi? Bine. Dar de ce păi dacă nu încetați de vorbă bună, de ce? Dar eu ți-am zis ceva? Să vă vede prințul Ardealului aici. Nu încetați. O să vă jignezi, serios? Ia jignește-mă tu pe mine, mă ies. Nu, dar o să vă jignezi. Dacă nu înțelegeți de vorbă bună. Băi, ca și cum aș face fiecare zi cu tine că mă disperez. Păi dacă eu v-am rugat să nu mai faci. Ura crenza tot pernă cap. Unde m-a jucat eu cu tine? Gata, tot pernă cap, tragi din gură că mă disperi. Se exagerează foarte mult, doamna Andreea. Emanuela, gata. Ți-a spus și Bianca să încetezi, a zis de 5 ori. Încetează, încetează. Doamna, după ce a Caterina, o zi după ce ai plecat din casă. Că nu te vreau ca bărbat. Manuela, dacă eu stau și nu-mi place de tine, nu te vreau, nu te vreau ca bărbat. Dacă m-am jucat cu tine, nu înseamnă că m-am dat la tine. Păi evită-mă. Punct. Evită-mă, gata. Să mai avut treaba. Evită-mă. Dacă poți. Dacă crezi că poți, evită-mă și tu. Cum adică a stat pe canapea, s-a uitat la tine, s-a aștept. I-a spus Bianca din cior, fată, lasă-l în pace, dă-i pace, nu te mai uita la el. Eu, ia stătea în colțul ăla, eu stăteam aici, mă uitam la Denisa care vorbea pe televizor, s-a uitat la mine, s-a uitat, un minut, două, cinci, i-a zis Bianca, mă, fată, dă-i pace, că nu... A, nu, că vreau să văd dacă se uită la mine, vreau să văd dacă se uită la mine. Sunt foarte îndrăgostită de băi, tine și contează. Mă uit pe tine, te văd în fața mea, ce vrei să fac? De ce numai să pe tine te văd, mă, nu văd alt bărbat în fața mea, sunt îndrăgostită de tine, mă topesc cat pe jos. Vrei să te mint? Ești ironică, degeaba faptele sunt astea care ți le spun. Ai, încetează și până nu avem discuții. El vrea să dea ca și cum încă o dată. N-ai cu cine să te legi, n-ai cu cine să te joci. I-am zis joacă-te cu Filii, să te arăt de mine singur. Joacă-te cu el, frate. Păi da, dă-o așa, n-ai cu cine să joci, te joci cu mine. Nu o da ca și cum. Nu, ți-o cauți cu mine. O cauți cu mine că te evit cât pot eu de mult, crede-mă. Am ajuns să-ți trimite pe canapea. Mai vine aici, des camere, afară. Niciodată în viața nu te-am văzut afară. Stai tu fără griji. Dar să fie clar, te jignesc, jur. Eu păi care n-ai jignit pe nimeni, mă, dacă tu mai vii cu mine, te jignesc. Jignește-mă. Ok. Jignește-mă. Stați puțin, chiar o dăm ca și cum Manuela e disperată. Ai zis o să o nu la Caterinca. Ești disperată! Ai zis-o la Caterinca, așa ai zis după ce pleca Marius din casă. Că ce-i la Caterinca cu aia, cu mutatul și cu alea, da. Cu mutatul? Păi da, și nu a fost la Caterinca. Cu mutatul? Mutatul a fost la Caterinca. Cu mutatul, am zis. Ui, tatu! Dar ce ți-a făcut? Altceva ce? Nu ai lăsat pe mai de zis. Ui, tatu, nu, nu-mi place de tine. Dar nu-mi place de doamna Andreea, mă, tot faci aici ca și cum eu disperată. Păi, dar nu-mi ce treabă cu omul ăsta. Andreea, fie ca... Bagă seama și mă joc cu el. Asta
vorbi, Manuela, pe rând. În fiecare săptămână îi spune, nu te mai juca cu mine. Am ajuns să-i zic că-i dau 100 de lire dacă mă evit o săptămână întreagă pe cuvânt. Nu te-ați cuvânt. Vedeți cum, lăsați-mă, bă, amândoi lăsați-mă pace. Amândoi. Tu o să o faci. Amândoi. Că pe holul puteai să te dormind, dar aici nu. Rească Dumnezeu dacă te-a mai băgat eu seama pe porc. De-aia, că face tot mai face... Uitați ce urlă la mine și o să nu mă enervez. Uitați ce reacție are fata asta. Stai puțin, că mă, eu înțeleg. Mai pune nici tu mâna pe mine. Doamne, ferește. Eu înțeleg, Manuela, că Marius trebuie să nu te mai joci cu el. Să nu-l mai bagi în seamă. Dar am spus-o în emisiune. Pe de când? De o săptămână? De două săptămâni, dacă nu trei. Din ziua în care am început să vorbesc cu Andreea, le-am rugat frumos. Și ea, după aia, tot te-a face pe victima. Ce, mă? Dar ce mă faci obsedată? Nu-l iubești, nu ești obsedată, nu vrei să fii cu el, știm. Nu te mai juca, simplu. Vreau să știu altceva. Andreea, de ce nu se pot juca ele două cu Marius, Roxana și Manu? Pentru că... Dar nu vreau eu în primul rând. Stai-mă puțin, nu vreau eu asta, nu-mi doresc asta. Lasă, perfect, eu nu-mi doresc asta. Pentru că el a zis, pentru că el a zis prima dată, adică când mi-a spus, mi-a vreau să o cunosc pe Andreea, pe Manuela și pe Roxana, acum ele nu mai vreau să mă joc. Bun? Dar cine mi-a jucat cu tine? Și nu, corect, nu, n-ai mai făcut asta de atunci. Te-am și spus cu Andrei, păi uite, Roxana, mă respect. Dar asta te-a trei pe Neca, până acum nu ți-a mai făcut nimic, stai liniștit. Asta am spus și eu, i-am spus și ei. Bine. Așa. Și eu știu că i-a plăcut de Manuela, recunoscut, și de Roxana. Cu el are voie? Doamne ferici, dar are voie să vorbească cu toată lumea. Putem să glumim, dar nu trebuie să ne dăm perne în cap. Dar nici lui nu i-ar plăcea să mă joc cu altceva, adică nu mi se pare ok, din respect. Te jucai cu Alex. E, m-a jucat după ce s-a jucat și el. Uite cum? Roxana. Ce? Tu ai vrea să-l vezi pe Turcu jucându-se? Da, să se joace. Contează ce face el, dacă aș vrea eu. Păi asta am zis și eu, că de el mă interesează. Nu faceți voi ce vreți, jucați. Lasă-mă că n-a plâns când i-a dat cu perna ca... Ei, lăsați-mă, ei, râdea. N-a plâns, stai tu liniștit. Dar cum să plângă, mă, dar cum să plângă? Nu, jură-mi, mă, că nu-i totul de jignire aici. Dar cum să plângă, dar cum să plângă? N-are cum să plângă de la o pernă. Adică, e bărbat. Dați-vă la altul la mine care a dat o pernă în cap. Fie, sper că au înțeles, nu se mai joacă. Bun, și să revenim la Bianca. Cu cartea asta ce? Despre ce vorbeam până s-au încins spiritele aici în partea asta? De Denisa și Iancu. De ce? Ce există aici între voi? Ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă păi, între cele două? Păi respectă părerea mea, nu știe să respecte. Adică când a fost conflictul între Livian și Denisa, Livian toate că l-a atacat pe tatălui, nu a atacat-o pe Denisa. Dar Iancu în gală m-a atacat pe mine, cu toate că conflictul era între mine și Denisa, adică a vrut să ia apărarea ei atacându-mă pe mine. Am înțeles, dar Livian când a fost atacat tatălui nu a reacționat așa. Părerea. Cum nu a reacționat așa din moment ce Denisa i-a zis ceva ok, urât, că a spus și eu că eu sunt urât, dar reacționat pe măsură. Dar ne-am făcut-o nu știu cum Iancu. Tu nu înțelegi gravitatea, să o fac cumva sau să dau ceva subtil. Bă, asta e diferența. Nu a făcut-o niciun fel, adică nu i-a zis la... Da, ești la frică, după fața ei, uite-te că știu ce ești, ei. Da, dar nu pe Bianca, nu a făcut-o, nu i-a zis vreun cuvânt. Iancu, toate fetele sunt... I-a spus după faptele ei, ce înțeleg eu, că... Iancu, îi... Nu, fată, tocmai, nu a fost o fată tocmai cu minte, în relația cu tine, îi. Păi, poate și cu Livian fac aceleași lucruri pe cameră. E greșit? Dacă e iubitul meu. Deloc. Păi... Eu știu că la noi era iubitul tău, știu că erai cu Bobiciorul. Nu eram, doamne! Bine, dar ce te interesează? Ce te lasă în subiectul ăsta, Valtă? Nu înțeleg. Andreea, nu știu dacă ți-amintești că l-am lăsat pe Bobiciorul și am început cu Oianu. Și după am terminat cu Oianu și iar am început cu toată lumea. Posibil să nu știu bine, uite, nici nu mă interesează, Bianca, chiar te respect, n-am nicio treabă cu tine. Denisa, dar ce-i cu tine? De ce ești așa de agitată dintr-o dată? Până acum nu te interesează. Nu înțeleg de ce continuă Iancu pe subiectul ăsta cu Bianca. Adică tot îi readuce chestia asta, parcă îi reproșează în continuare. Dar ce treabă are el? Dar mă întreabă pur și simplu. Parcă îi reproșează într-una și într-una și într-una, ca parcă el s-a simțit rănit de faptele ei. Nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Dar te are Livian cu ceva la mână, Denisa? Nu, o zis nicio afectat-o. Afectat-o că îi se pare că Iancu se simte ca și cum... Nu ar avea cu ce să mai ai. Eu nu mă simt cum musca pe căciună, știu că l-am făcut și asta tot îl întreb. Zici ce ai de zis. Dar eu chiar n-am nimic de zis, nu știu de ce mă întreb. Păi, chiar nu vreau să lămurești. Să lămurești cum vezi tu situația. De ce mă consider pe mine că n-am fost cu minte? Eu nu consider. Asta în cauza la clipul ăla. Păi, nu, eu știu așa, că femeia trebuie să fie
în pat și pe stradă, doamnă, corect? Cu iubitul ei, clar, nu? Păi nu-i logic. Cu iubitul meu pot să fiu cea mai perversă din lume. Dar pe stradă trebuie să fii doamnă. Deci, cu ce am? Eu dacă văd un clip cu și ea zice că nimeni nu ți-o face cum ți-o fac eu și de-alea, eu, mine vine în minte că femeia are foarte multă experiență cu foarte mulți. Doamne, tu! Și Iancule, dacă nu ți-ar zice femeia și ai pica și ți-ar arăta că are experiență, atunci cum ai rămâne? Cum? Exact. Dacă ți-ar spune că n-are experiență și ai vedea că are. A, și mai nasol, îți dai seama. Așa măcar, bă, o zici. Dar tu bați apropouri? Nu, zic numai, adică poate și-o făcut reclamă foarte mare, cum ar zice un băiat, așa, 20 de minute într-una, prima dată, adică poate și-o făcut reclamă, ca, cum o zicea, ca să-l cucerească cât mai mult. Voi bateți apropouri acum? Nu știu ce bate, ce bate, dar mie nu-mi face plăcere să vorbesc despre asta. Zicea, da, de, zicea de mine. Ia o preluat ce am zis eu. Sunt prea mult întrebați și nu, chiar nu-mi face plăcere. Aha. Dacă îți face plăcere, dai răspunsul în așa fel încât să nu mai fi întrebat. Tu dai răspunsul, dar stai așa, ca și cu mândru de ce știi tu, dar... Nu sunt mândru, în ecuația asta ești numărul ăla mic. Dar tu ar trebui să spui să nu mă mai întrebi chestia asta, ca să nu mai dăm mânt la chestia asta. Doamna Andreea întreabă, nu vezi că doamna Andreea, asta e subiect. Dar nu, întreabă în nu am nimic. Păi, n-am cum să nu întreb, că mă uit la voi și... Mognește ceva, eu nu înțeleg ce. Din partea mea, aveți cuvântul meu. Nici din partea mea, eu nu, chiar nu înțeleg. Eu nu înțeleg. Știți cum e? Eu nici nu vreau să vorbesc. Eu din ce treabă are Iancu cu Bianca asta? Eu n-am nimic de mognit. Bianca pur și adică numai atâta că Iancu nu lasă de interpretat prin ce zice și are o părere total aiurea. Dar posibil, poți să fie aiurea. Bianca vrea pur și simplu să se clarifice și eu la fel, ca să, no, pentru Bianca, că până la urmă să știe tătătăt. Și Denisa și ea vrea să înceteze toată chestia asta. Andreea, mă ții minte atunci la început când i-a trimis-o lui Nore mesaje, nu știu ce, și când mă întreba niciodată, nu răspundeam, niciodată nu aduceam eu în discuție, pentru că știam că e adevărat și nu vreau să discute. Dar dacă știu acum că n-am nimic de spus, vreau să discute, să se zică, să lămurim. Că poate omul s-a gândit despre mine, că da, cine știe ce am făcut. Cu părerea despre da, mă, asta zic că noi... Lasă de interpretat, ca și cum el știe multe lucruri ce le-a făcut eu în trecut. N-am zis că știu altceva în afară de ce știe toată lumea. Și ce știe am lăsat de interpretat? Mm. Dar tocmai că n-am lăsat. Livian, răspundem sincer, măcar la această întrebare. I-ai povestit Elei ce ai vorbit cu Jador? Cu lux de amănunte? Nu, no, cum să-i povestesc cu lux de amănunte? Ce lux de amănunte, doamna Andreea? Din ce ți-a zis el? Nu, ce lux de amănunte? Nu știu, i-ai povestit da sau nu? A venit ela și te-a întrebat. Tu i-ai povestit am da sau nu? Am 10 minute, cică, 10 minute o stat. Am zis aici și o venit afară pe bancă. Dar am zis așa în mare ce am zis aici. Ba da. Deci i-ai spus ce ai spus și aici. Da, și chiar dacă... Deci nu ai spus tot ce ai vorbit cu el. Nu. Ce a vorbit? Și după aia tot... Mă, să-ți prieteni și da, să țin. Da, normal. Nu, da, am vrut să... Să știu nu. Dacă i-ai spus tot. Nu, i-am zis în mare și el a tot insistat pe chestia asta și am zis tu, el am lăsat. Dacă e tot așa cum zici tu că nu-l vrei și ăsta, pui punct, nu întreb, nu nimic, îi dai blocaj și gata. Da, am zis că destul am prost acum și că, na, acum mi-am dat niște sfaturi că au fost urât. Dar dacă tu știi că e cu aia, ce te mai interesează părerea? Adică de 6 luni. De 6 luni ție chestia asta cu da, îl iau, nu-l iau, nu-l iau, îl iau. Și acum, o zis că îi trebuie, că știe că pleacă în Dubai și că dacă ar avea o poză, să pună punct. I-am zis, tu, dar nu-ți trebuie poză dacă vrei să pui punct în ceva. Astea numai o lugești tu aiurea. Serios? Cum? A cerut poză cu el din Dubai sau Ciusia. Ea crede că Jador pleacă cu Georgiana sau cu cine zice ea, în Dubai. Și a zis, mă, dacă, măcar dacă aș avea o poză ca să pot să pun punct. Dar din punctul meu de vedere, ea urmărește să dovedească în fața lumii da. Ceva decât să pună ea punct bine. Pentru, pentru că nimeni ea. Nu mă crede. De câte ori am venit, bă, dar nu trebuie să fii curioasă la... Dar chiar nu-i, dar chiar cum-i. Problema e că vin oameni de acasă cu relații și își bat joc de fete aici care vin sincer sau invers. Dacă băiatul ăsta pleacă și vine și te face, că-l iubești, crede-mă din suflet că-l ierți de mii de ori. Deci tu l-ai fost cu Iancu doar pentru că a intervenit Jador? El a intervenit și a pus stop. Pentru că eu mi-au revenit toate sentimentele.